Se știe, lui Vasile Drăgulea i-au plăcut porumbeii. Acum își amintește cu drag de prima pereche de porumbei pe care a crescut-o. Această idee mi-a venit din copilărie când aveam vreo 6-7 ani. Părinții mi-au cadonat o pereche de porumbei și de atunci am început să mă ocup cu ei. La început nici aveam unde să-i țin și nici nu știam cum să mă ocup cu ei. Pasiunea pentru aceste păsări l-a determinat pe domnul Drăgulea să aducă de peste hotare și specii mai rare. Acum, când are peste 200 de porumbei din 10 specii diferite, creșterea lor nu mai este un hobby, ci o afacere care cere mult timp și investiții. Dacă zic, hrănești foarte bine, undeva trebuiește vreo 8, vreo 10 feluri de mâncare să te dai. 2 feluri de grâu, minimum. Ors, uves, răsărite, mazăre, de-asta, raps, malai, păsat. În afară de asta, legume. Trebuie să dăm salat, bostan, sveclă, morcov, ceapă, usturoi, tot asta. Iarbă verde, tot timpul le dăm. Nisip, var, lut și multe altele așa. Corș de ou, fermețăm ca să întărească. Calciu trebuie să aibă numai decât. Ca orice afacere, creșterea porumbeilor implică și unele riscuri, mai ales că aceste păsări petrec mult timp în afara volierelor. În zbor, acestea sunt atacate de vulturi sau pot contacta diferite maladii de la păsările sălbatice. Păsările scumpă și când îți iei vulturii, ori începe a boli, depinde cât mai mare încăpirea. Cât mai mult păsări trăiesc într-o încăpere mică, cât mai multe șansuri să îmbolnăvească. Trebuie să corespundă metrajul la fiecare păsări. Prețul unei perechi de porumbei depinde atât de specie cât și de aspectul fizic. Cea mai scumpă pereche, domnul Drăgulea a vândut-o cu 150 de dolari. Porumbeii sunt crescuți atât pentru carne cât și în scop decorativ. Fiecare proprietar își alege rasele în funcție de posibilități și destinația păsărilor. La jumătate de an să le duci, într-o 100 de lei nu intri. Nu intri într-o 100 de lei. Trebuiește vreo 2-300 de lei ca să aduci un porumbel normal, ca să-l îngrijești. Eu am vedere că acolo tot intră, și medicina, și să-l hrănești calitativ și să cauți de el. Această pereche de porumbei este cea mai nouă achiziție a familiei Drăgulea. Ei vin tocmai din Armenia, iar costul lor pe piață se ridică la 150 de dolari. Domnul Drăgulea spune cu mândrie că este unul din puținii norocoși din Moldova care are așa porumbei în gospodărie. Deși are o colecție impresionantă de păsări, domnul Vasile Drăgulea mărturisește că porumbeii nu sunt singura lui sursă de venit. Pe viitor, acesta își dorește să-și extindă afacerea cu porumbei, iar visul lui este să ajungă să crească până la 1000 de exemplare.